facă, fiindcă avem nevoie la treaba. Vreau să îmi doresc să câștig la treaba. Sperăm că va fi greu. Dar important e că am câștigat astăzi. Mi-a fost foarte frică de meciul de astăzi, vă spun sincer, fiindcă Iașul își apără șansa. Vrea să vină în primele patru. Era destul de complicat dacă cumva se întâmpla astăzi vreo cutremur. Dar Dumnezeu m-a ajutat și a fost bine. Înainte de aceste două meciuri cu Iașul și cu Craiova, la care dintre ele vă așteptați să fie mai greu? E normal că, adică, cum să vă spun eu, având în vedere și ce vorbeam mai devreme de accidentarea lui Luca Purice, primul meci e mai greu, că e acasă și vreau să câștig, dar meciul e important pentru după părerea mea, pentru calificarea în 1-4 este meciul de la Craiova. Chiar dacă Craiova astăzi pierde la Dinamo și mă distanțez la 3 victorii de Craiova, dacă câștig la Craiova, atunci s-a încheiat calificarea în 1-4. Mulțumim. Ce părere aveți despre faptul că, iată, la Galații, jucătoarele străine au declarat acea grevă? Ce părere am? Eu, de regulă, nu fac comentarii despre acest, adică nu fac comentarii despre altă echipă, însă, dacă vreți ca o părere pur personală așa, e urât. Însă, în același timp, îi înțeleg și pe cei din Galați, e greu să ții o echipă de acest nivel. Și să nu uităm că sponsorul de acolo efectiv ține singur această echipă. Nu are sprijin local. Și e foarte greu. Deci, până la urmă, sportul românesc trebuie să reziste prin sportivi autohtoni. Așa ar fi, dar, din păcate, sportivi autohtoni avem din ce în ce mai puțini și sunt chiar foarte puțini.